găsit la principalul grupaj informativ, doamnelor și domnilor, să urmărim împreună evenimentele de astăzi. Pentru o zi, polițiștii au lăsat la o parte chitanțierul cu amenzi și schiva de procese verbale și au sancționat șoferițele cu flori și mărțișoare. Norocoasele care s-au întâlnit cu oamenii lege au fost doamnele și domnișoarele care au trecut prin zona Coposu sau Constituției. Pregătiri tot mai intense pentru summitul din mai. În ultimele două zile ale lunii trecute la Sibiu au poposit reprezentanții Ministerului de Externe ai SPP, dar și ai Directoratului de Interpretare al Comisiei Europene. Activitate gripală sporadică la Sibiu, s-au raportat peste 100 de suspiciuni. Culmea este că nu a fost recoltată nicio probă de detecție cu laboratorul a virusului gripal. O întreagă proprietate a fost la un pas să se facă scrum din cauza unui incendiu izbucnit la o șură din Apoldul de Sus. Pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de o oră și jumătate. Cel mai probabil un scurt circuit electric este vinovat de producerea incendiului. Pentru o zi, polițiștii au lăsat la o parte chitanțierul cu amenzi și stiva de procese verbale și au sancționat șoferițele cu flori și mărțișoare. Norocoasele care s-au întâlnit cu oamenii lege au fost doamnele și domnișoarele care au trecut prin zona Coposu sau Constituției. Polițiștii au tras joi pe dreapta 10 de șoferițe, nu pentru a le amenda, ci pentru a le vesti primăvara. Speriate inițial că poate au încărcat vreo regulă de circulație, doamnele au tras temătoare pe dreapta. Le-a revenit inima la loc în momentul în care au aflat pentru ce sunt oprite. Mărțișoarele au fost dăruite de către polițiștii rutieri în colaborare cu cei de la Registrul Auto și cei de la Crucea Roșie. Ocazia zilei de 1 martie, Poliția Rutieră Sibiu împreună cu reprezentanții RAR Sibiu am efectuat o acțiune pentru a oferi câte un mărțișor doamnelor și domnișoarelor, conducători auto, cât și pasageri și ca și pietoni. Ocazia zilei de 1 martie, Crucea Roșie a oferit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor. Polițiștii rutieri le sfătuiesc pe doamne să respecte totuși regulile de circulație, pentru că dacă le încalcă sunt pasibile de amenzi și chiar de suspendarea permisului. Pregătiri tot mai intense pentru summitul din mai. În ultimele două zile ale lunii trecute, la Sibiu au poposit reprezentanții Ministerului de Externe, ai SPP, dar și ai Directoratului de Interpretariat al Comisiei Europene. Municipalitatea sibiană se pregătește intens pentru summitul Uniunii Europene, programat să aibă loc la Sibiu în data de 9 mai anului viitor. Întâlnirea celor mai importanți oameni ai Uniunii Europene va avea loc fix în perioada în care țara noastră va deține președinția Comisiei Europene. În 27 și 28 februarie au avut loc la Sibiu, găzduite de Primăria Sibiu, două întâlniri organizatorice pentru summitul UE din 9 mai 2019. Una dintre întâlniri a fost cu traducătorii, cu reprezentanții ai traducătorilor Comisiei Europene, care vor fi prezenți la Sibiu pentru a asigura aceste servicii în ziua summitului. Vor fi prezenți în ziua summitului mai bine de 100 de traducători care vor asigura serviciile de translație cu ocazia acestui eveniment. La întâlnirile organizatorice de la Sibiu au participat pe lângă specialiștii MAE și reprezentanții ai SPP. În ziua summitului vor fi la Sibiu pentru o întâlnire de cel mai înalt nivel cei 27 de șefi de stat ai țărilor membre ale Uniunii. Activitate gripală sporadică la Sibiu, s-au raportat peste 100 de suspiciuni. Culmea este că nu a fost recoltată nicio probă de detecție cu laboratorul a virusului gripal. Este primul an în ultimii 5 în care se raportează la început de primăvară mai mult de 100 de suspiciuni de gripă. Anul trecut, pe vremea aceasta, numărul raportărilor era sub 20 de cazuri. În ultima săptămână s-a dublat numărul suspiciunilor de gripă în județul Sibiu. Au fost raportate 114 cazuri, număr record de la începutul sezonului 2017-2018. Până acum nu au fost recoltate probe de detecție a virusului gripal. Rămâne în analiză o probă recoltată săptămâna trecută. A fost de asemenea înregistrat și un deces la un copil cu vârsta de până în 4 ani, însă până în momentul în care va fi gata autopsia, nu se va putea spune cu siguranță dacă a fost vorba despre gripă sau pneumonie, așa cum se știe în momentul de față. La nivel național, gripa face ravagii. Au fost raportate 69 de cazuri de deces. Majoritatea au survenit la persoane cu afecțiuni cronice nevaccinate antigripal. O întreagă proprietate a fost la un pas să se facă scrum din cauza unui incendiu izbucnit la o șură din Apoldul de Sus. Pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de o oră și jumătate. Cel mai probabil un scurt circuit electric este vinovat de producerea incendiului.
Incendiul s-a produs joi dimineața în jurul orei 5:30 în Apoldul de Sus. Inițial, flăcările au izbucnit la o șură, dar s-au extins cu repeziciune, riscând să cuprindă întreaga gospodărie. Pompierii ajunși de urgență la fața locului cu 3 autospeciale s-au luptat cu flăcările 10 de minute. Pagubele făcute de foc sunt însemnate. Pompierii din cazul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Sibiu au intervenit în această dimineață în jurul orei 5:30 pentru stingerea unui incendiu în localitatea Apoldul de Sus, incendiu care se manifesta pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, cuprinzând o șură, două anexe gospodăre și acoperișul unei case de locuit. Intervenția a fost cu atât mai grea cu cât din cauza focului puternic în zonă era o puternică degajare de fum și căldură. Lichidarea incendiului s-a făcut abia după o oră și jumătate de intervenții la care a fost folosită, inclusiv o autospecială de mare tonaj. Cel mai probabil, flăcările au izbucnit de la un scurt circuit electric produs la un cablu defect aflat în șură. Sibiencele care au fost la meciul dintre FCSB și FC Hermannstadt au primit mărțișoare. Tinerelor le-au vestit primăvara jandarmii Sibie. Reprezentantele Sexului Frumos, care au fost pe stadionul din Sibiu în seara zilei de miercuri, în speranța de a urmări confruntarea sportivă dintre FCSB și sibiene de la FC Hermannstadt, au rămas fără meci, dar nu și fără o amintire de la stadion. Jandarmii sibieni le-au oferit mărțișoare tuturor doamnelor și domnișoarelor prezente în tribune. Meciul a fost amânat miercuri seara din cauza frigului și a terenului înghețat. Competiția sportivă s-a ținut în cursul zilei de joi. Aquapark în cartierul Gheorghen din Cluj-Napoca, acesta va fi construit pe terenul actualei pepiniere Becaș și se va întinde pe o suprafață de 12 hectare. Șapte cazuri de gripă în Alba confirmate de Institutul Cantacuzino. Direcția de Sănătate Publică s-a asigurat că spitalele au luat măsurile necesare. În weekend, la Târgu Mureș, se va desfășura campionatul național de dans sportiv. Competiția va avea loc la Sala Sporturilor și va reuni cei mai valoroși dansatori din România.
Un bărbat s-a spânzurat în județul Constanța înainte de ziua sa de naștere. Victima trecea printr-o depresie și obișnuia să consume alcool. Simbol al primăverii, mărțișorul este oferit în fiecare an, de 1 martie, doamnelor și domnișoarelor. În România, mărțișorul are o tradiție străveche, iar obiceiurile legate de purtarea acestuia diferă de la o regiune la alta. Superstarul muzicii grecești Nikos Vertis revine în România. Artistul va susține două concerte la Sala Palatului din București în 15 și 16 martie de la ora 20. Να ξέρες τα βράδια πως μισώ που με τιμωρούν πως έχω χάσει. Θέλω να σε δω το μόλογο.
πάλι τέτοια νύχτα μην περάσει. Θέλω να με νιώσεις, να μην με προδώσεις. Θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις, να μην με σκοτώσεις. Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας. Θέλω να με νιώσεις, να μην με προδώσεις. Θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις, να μην με σκοτώσεις. Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας. Acestea au fost știrile. Nu uitați, dacă surprindeți evenimente ce pot deveni știri, trimiteți imagini și informații la adresa de e-mail știri@evenimentsibiu.ro. Sunt Diana Cerciu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!